Da, suntem din nou în direct pentru ultima parte a emisiunii. Mai avem puțin peste 20 de minute la dispoziție. Cum e aia? Bună seara, Budapest! No? Un articol marca Romega Cosmin, m-am scos, în monitorul de Suceava de astăzi. Suceava, capitala Monroviei, adică telea Liberia, și gazda unui festival din Statele Unite ale Americii. Acum că era Monrovia, mi-am adus aminte de Tabulistan, nu? Parcă așa era. Ai văzut Vive la France, nu? Mihai? Da. Tabulistan? Da. Mai ții minte? Da. Cu dansul al lor. Cu... Da. Da. La fel și aici. Suceava, capitala Monroviei, adică telea Liberia. Gafă de proporții într-o revistă cu distribuție internațională răsfăită zilnic de mii de oameni în privința Sucevei. După ce confuzia Budapesta-București a devenit deja tradițională, deja nu se mai supără lumea, nu? Grupuri întregi de turiști care trebuiau să ajungă la București, ajungând în schimb în țara vecină la unguri, așa cum au pățit recent suporterii unei echipe de fotbal, nu, mai rău. Dacă țineți minte, erau sirene rătăciți care când au zis că au jurat în România au început să plângă. Da? Ar putea beneficia de o altă confuzie pentru a atrage turiștii. În numărul din luna august al Wiz Magazine, da? Au pus... la rubrica Wiz Destination este promovată și Suceava, de unde compania are zboruri directe momentan către Italia și Anglia. Intenția este cât se poate de bună, doar că rezultatul lasă de dorit. Noi suntem capitala Monroviei, da? Ancient Rafting Week? Wow! Adică ar trebui să ne dăm cu plutele pe Suceava. N-a fost și... Nici nu cred că va fi curând la cât de adânc este în anumite zone și cât de periculoasă este. Da, până la urmă, cum să spun, după ce ți-au făcut-o ăștia cu ghidul turistic Bucovina, deci după ce ți-au făcut-o ai tăi... Te mai zic pe ce și alții nici să te încrunți la alții, pe bune. De-aia cred că și ai fost foarte relaxat. A fost o confuzie totală în care au amestecat cu... Africa, cu America, toate în Suceava erau culme. Și festivalul ăla din SUA, care ajunge acum, zilele următoare, ajunge la 48-a ediție. Tot la Suceava, nere, și ăla. Incredibil! Câte lucruri se întâmplă la noi. Erare, nu? Umanul mestre. Da, da, știi, când am spus că numai cine nu muncește, nu greșește, dacă țin minte, atunci mi-a sărit în cap și, și dumneavoastră, domnule Chira, și Ioan Manole. Da? Doamne, acum adică, nu se poate greși chiar cu așa ceva șansă. Da, ok, într-adevăr, mai ales când e pe... Mai, când e pe bani mulți, când e pe... Asta până la urmă e un ghid care are o largă distribuție, altă poveste. Dar nici într-un caz nu s-a cheltuit, că s-a cheltuit cu ghidul ăla de Bucovina? Nu, facem ce facem și ne aducem la ghidul ăla. Eu rămân la părerea mea. E o greșeală, într-adevăr, la ghidul ăla. A fost un cumul de factori mărunți care au determinat o mega greșeală. Da. Nu cineva trebuia să... S-a făcut foarte mult tam-tam. Personal, eu făceam altceva. Și am spus, puneam batista pe țamba. Închidem. Refaceți tot. Tot, refaceți tot, gura mică, se mai întâmplă și la case mai mari. Și Samsung a tras Note 7, mega produsul pentru că i-a explodat bateria. Și au niște pierdere enorme acum pe chestia asta. Mazda cheamă mașinile în service, Toyota cheamă mașinile în service și Hyundai meu a fost chemat în service. Am înțeles că la conform Kamikaze sau Times New Roman, nu mai știu care, unul din astea două, conform ăstuia, ci că românii nu vor să returneze pentru că au nevoie, l-a prins grătarul. Grătarul, da, și... Și că e foarte bun, Note 7, pac, ai putut. Suntem mai catolici decât papa și facem din țânțară în măsar. Într-adevăr, ghidul nu e în regulă. Așa ceva nu trebuia să apară. Stop joc, dacă tot s-a oprit, acum ce facem? Băi, stai că s-a oprit. Da, bă, da. Flutur a zis-o foarte clar. Am spus să se sisteze. Gata, m-a oprit. Da, Mihai, dar la noi există o anumit, chiar o cultură a găsirii țapului spășitor. Tot timpul. Da. Deci omului, la noi, tot timpul trebuie să fie un vinovat. Domne, ăsta e vinovatul. Acarul pe un.
Și la noi, din totdeauna, de-a lungul istoriei, așa, asta a fost tot timpul. Cu cine noi povestea asta, că s-a dus într-o, s-a replicat până la nivel de presă națională. Nu mai ține minte nimeni după. Tot de Bucovina aia frumoasă o să țină minte. Nu mai ține minte nimeni de nu știu ce prostiuță care s-a... Și dar ții minte ca... Băi, sărași, îți rămâne așa un gust amar. E păcat. Părerea mea. Da, nu știu, poate nu înțeleg eu marketingul și advertising-ul. Trebuie să mă apuc de cu totul altceva. Dar eu cred că îl pricep. Eu așa aș fi făcut. Top joc și gata. Liniște că... Eu văd și altceva. Poate a fost o palmă. Cosmin, altă dată, să fie mai atent. De câte ori ați găsit monitorul materiale? De nenumărate ori. De câte ori am găsit un Craionou? Am niște gafe în Craionou, cel puțin. Există. A fost celebră gafa aia în care am dat, la un moment dat, un anunț că trebuia să intre de Paște, intra cu Crăciunul. Noi de Paște, sărbători fericite, Revelion, an nou bun, la mulți ani. Și omul, mulțumesc frumos că v-ați gândit la mine. Cu atâta timp înainte. Da, mai lăsați-mă o leagă. Dar sunt greșeli. Sunt. Să vedeți în presă când apar celebrele felicitări de la mulți ani, sărbători fericite și mai apare cât un primar care s-a luat cu trecut în neființă de câteva ani. Am dreptate. Ce trebuia să începem? Jap, dai cu ziarul în cap, iai gâtul. Doamne bun, se întâmplă și chestii de genul ăsta. Da. Da. Ăștia suntem. E frumos, e spumos, lumea apreciază. Da, uite, apreciază. Vezi, asta e situația și cred că din punctul ăsta de vedere e tratat cum trebuie genul ăsta în monitorul de astăzi. Da, corect. Da? Bun, la adică ăsta, aduce aminte de o Budapesta, da. Bucarest, nu? Mai este o chestiune cea pe care poate nu vrem să o vedem. Povestea asta cu ghidul a plecat de la cineva care a descoperit treaba asta. Eu vreau să vă zic o altă poveste legată de acest istorioar. Băieții știau că ghidul e greșit. Serios? Da, l-au luat, s-au hlizit, pe la câte o cărciumă, la câte un bar, că nu a ajuns el așa deodată la presă, că un ziarist i-a tras atenția domnului Flutur, da? Parcă așa mi-aduc eu aminte. Domnule, vezi că aveți o caterincă de ghid. Nu era treaba ziaristului să o... Dar, domnule, atunci trebuia spus stop joc. Deci primul care a zărit povestea asta, nu... Leleu, da. Adică asta a fost reacția omului. Ia uite, ce prost ai făcut. Băi, ok, zi omului, du-te dacă vrei să faci o treabă ca lumea, că tot de la ei de acolo a plecat, tot din interior a plecat, da? Du-te și spune, oameni buni, no, lasă, nu-i treaba mea, nu mă bag, nu... Adică e răutatea aia care germinează în noi și care oricând are posibilitatea, iese la suprafață automat. Deci nici nu mai stăm, domnule, să ne mai gândim. Da. Hai, eu sunt ziarist și trebuie să văd, da, rahatul cu ghilimele de rigoare, acolo unde el chiar nu există. Trebuie să vedem, asta este, asta mănâncă lumea, asta vrea să-i vindem. Dar aia care chiar era un sistem și care ne-au pus nouă la dispoziție acel răhățel, de ce au făcut treaba asta? Lumea e foarte rea. Ăsta este sentimentul meu și vom avea ce scrie și vom avea ce mânca pâine Cosmin la capitolul ăsta încă multă vreme. Tu ce zici? Nu te contrazic, mă, că senzația e... Noi, acum între noi fi vorba că dați termină emisiunea. Noi batem câmp pe aici, ne flizim, nu știu ce, dar băieții la PSD astăzi la ora 11 e moartea căprioarei. Da, e moartea căprioarei. Da, gata, se tranșează meciul. Nu știu ce am înțeles aseară, nu? Parcă pe la 11 biroul executiv județean, cine prinde primele două locuri la senator și primele 5. Eu, în virtutea ceea ce ai spus tu în această dimineață, aștept monitorul de Suceava și mai ales News Bucovina să ne dea imediat, deci după ce a dat în clocot pac borcanelul, da, chiar e o problemă. De la sterilizare. Credem, glumim, dar ăsta va fi subiectul zilei. Da, eu nu glumesc. Eu am o singură problemă vis-a-vis de această situație, deși e practic problema PSD-ului, nu e problema mea. Dar pe mine, ca jurnalist, dar ca sucevean în primul rând, mă foarte interesează cine mă va reprezenta în Parlament, acolo, la București. Dacă iarăși venim cu povești de alea, pentru că iarăși se întoarce pe votul pe liste, și pașaportează Bucureștiul câte un șmecher, că trebuie ăla să fie pe aici prin Suceava. Cum am auzit la un moment dat, s-a vehiculat numele lui Titus Corlățean pe listele PSD-ului, dați-mi voie să vă spun că mie, ca sucevean, nu-mi convine. Ca partid de treaba lor să se spele pe cap până la urmă, dar... repet, mă deranjează. E într-adevăr povestea asta vis-a-vis de votul pe liste și avem senatori și deputați, da?
Dar eu îmi doresc totuși să trimitem material de calitate în București. Eu, cel puțin, asta e doleanța mea. Pentru că îmi doresc ca în scurt timp să discutăm de niște... de niște primi centimetri de autostradă, inclusiv în regiunea istorică Moldova, măcar pe hârtie, dacă nu și fizic. Deci fiecare om va vedea, domnule, respectiv mă reprezint într-un fel sau altul? Adică este dispus să facă ceva și pentru locul din care a plecat sau nu? La toate partidele sunt unii care au ajuns acolo, au stat bine mersi 4 ani, n-ai auzit de ei și la urmă, după 4 ani, să zic, dar tu nu știi cât sunt eu de bun, cât am făcut pentru... Domnule, ce ai făcut? Mihai aici știe mai bine, mă gândesc pe politic, nu, el e mai, mult mai experimentat în privința asta decât... Are experiență în spate. Dar el nu e de acord cu ce am zis eu, dar nu, asta e partea frumoasă. Legea a revenit exact, ne-a dus acum, în urmă cu 8 ani, da? Da. Aici am revenit. 8 ani sau mai bine? Nu, 8 ani. Am experimentat votul uninominal, s-a întâmplat... cu votul uninominal, da? A intrat în Parlament, wow, cu 4 ani și ceva, 6 ani, da. Ați văzut și voi ce parlament avem în momentul de față, cam ce exemplare, rasate, rafinate avem în Parlament în momentul de față. Ce vrei să faci? Acum nu facem decât să pansăm o rană foarte urâtă, care este Parlamentul. Și este în momentul de față, Parlamentul este o rană urâtă, pe chipul României. Da. S-a revenit la votul pe listă. Felicitări. N-am înțeles unde este evoluția, e o involuție. La votul pe listă, Marius, și-a zis Cosmin foarte bine, ai două variante. Te uiți la listă. S-ar putea să-ți placă pe băiatul ăla de pe locul 10 și să votezi lista. Aici e marea durere, că nu e vot uninominal pe listă. Da. Adică partidul se propună, fiecare partid se propună 10 deputați, că atât ai 10 deputați și 4 senatori. Eu la vot, să iau buletinul de vot, să mă uit. Bă, eu vreau pe Cosmin Omega senator. El e pe locul 6 aici pe listă. Dar nu mă interesează. În ordine alfabetic. Bă, Omega îl vreau în Parlament când place ca băiet. Și am pus votul. E, votul ăla se duce și partidului respectiv, da? Adică nu pot vota PNL-ul. Da, da. Nu, votez, e un vot uninominal pe listă. La sfârșit se adună toate voturile care... PSD-ul câte voturi are? 5.000 de voturi. E un exemplu, da? Păi câte are Romega? Bă, Romega are 1.200. Bravo. Chira câte are? 600. Bun, după Romega. Se face clasamentul. Primii doi, după numărul de voturi, se stabilește PSD-ul câți parlamentari poți să aibă. Din aia 5.000 înseamnă 2. Iar și exemplu, da? Primii doi de la PSD cine sunt? Romega și cu Corlățean. Felicitări, o zi bună, la revedere. Și atunci nu am nicio problemă eu, Mihai Chira, Cosmin Romega, Marius Cocoș, în a lua o listă și a-l vedea pe Titus Corlățean foarte bine. Nu-l vreau pe Titus. Mie îmi place PSD-ul, mie îmi place PNL-ul. Nu-l vreau pe ăla de la București. Și atunci n-am nicio problemă al vota pe Daniel Cadariu. Și pun ștampila pe Daniel Cadariu, pentru că mie îmi place la Senat, am dreptul la un singur vot. Și atunci mă duc pe persoană, dar în același timp iau și partidul. O să fie o serie de discuții, doamne, dar îmi place omul, dar nu-mi place partidul. Nu-ți poate plăcea omul fără să-ți dai seama că e reprezentat unei doctrine, unui partid. Da, povestea e. De ce n-au venit la votul nominal pe listă? Zic ei, băieții la București, cei mai deștepți și mai frumoși dintre români, țara nu este pregătită, ci că lumea în regim rural e foarte bulversată și nu-și dă seama. Atunci ar fi cu adevărat competiție corectă, în momentul în care lași pe Cosmin Omega să concureze cu mine. Dar unde? În cadrul aceluiași partid. Da. Adică, domnule... First time. Da. Tu vrei să votezi PSD. De ce mă pui pe mine în fața unui 1, 2, 3, 4, 5, că eu știu că nu ăștia 5. Domnule, eu vreau totuși pe ăsta. Dă-i o șansă și ăla de pe locul 10 să poată să ajungă acolo. Atunci ar fi cu adevărat o competiție corectă și ai avea motive să te aburci, să te apuci de treabă. Dar așa, cum să zic, știu că iau 5, bă, aia 5 să șupă gâtul. La PNL la fel, la PSD la fel, la PMP știu că o să prindă unul, un deputat. Și e cam terminat joacă. Nu-mi place să dau exemplu americanilor, că nu, în general, dar în privința asta au dreptate. La ei, în partid, există concurență între două persoane. Da, da, da. La ei măcar între două. Da, măcar între două. Deci, da. Domne, avem doi candidați. Care se situează primul loc? Ăla merge mai departe. Bun, dar acolo e și o cultură de mai mulți ani în ceea ce privește acest sistem electoral. E altceva, ei merg pe echipe. Acolo, noi mergem cu Miorița, noi mergem cel vrâncean și cu acolo, cel ungurean. Mi se milă o mare la apus de soare pe cel moldovean. Acolo e o chestiune foarte simplă. Acolo când vine noua administrație, îi lasă de dinainte și strâng frumos toate lucrurile în gentuță, în cutie, ca așa am văzut în filmografie, și strâng în cutie și au plecat, adică nu stau, nu se țin de scaun. Că, băi, nu cred eu, sincer, ar fi fost un pas înainte dacă l-a avut un nominal pe listă, din perspectiva mea. Dar
uitați-vă câtă hârtie tăiem, câte păduri tăiem, pentru ca românul să nu se prezinte la vot. Știm că nu va veni, nu contează, toți avem drept de vot. Da, de ce trebuie să cheltuimați de mulți bani, deși omul ăla nu vine? Rămân munți, munți întregi de... De ce am murit noi la Revoluție? Ca să dăm în continuare bani. Te uiți, domnule, chiar nu putem găsi o soluție. N-avem ce face. Asta e situația, toți au drept. Păi stați un pic, păi să vină la vot. Dacă nu vine, să plătească o amendă pentru că nu a venit și i-am dat degeaba, am pregătit hârtia asta pentru el. E, și atunci vine omul și atunci se implică un pic. A, vrea să-și anuleze? Nu vrea. Nicio problemă. Să ia ștampila aia. Să face rubrica aia specială. Să facă rebus din, din toate... La toți. Tu bine, știi? S-a vorbit și că la un moment dat era vorba chiar... A fost o propunere. Să, dacă nu s-au prezentat la, la un anumit, la un vot, să nu mai aibă dreptul la următorul. A fost o problemă la un moment dat, nu mai știu problema, ce s-a întâmplat cu ea. Nu, problema nu cred că e corectă pus în felul următor. Nu. Americanii au găsit o soluție la treaba asta. Știi cum fac ei? La ei simplă treaba. Să-i votui pe 11 decembrie, da? Vreau să mă duc să votez. Ok. Veniți, da, te anunț, te înscrii că vrei să votezi, nu interzici nimănui, numai tu îmi spui, bă, vrei să vii sau nu vrei să vii, că nu vreau, nu deschid bucătăria dacă tu nu vrei să consumi mâncare pentru toată lumea, că se consumă degeaba. Da. Și se înscriu la vot, e, dacă atunci de-abia are dreptul să meargă sau să nu meargă. Are și varianta, opțiunea să nu meargă la vot, deși s-a înscris. De regulă nu se întâmplă lucrul ăsta, pentru că te duci, domnule. Dacă tot te-ai înscris, te și duci. Da. Dar ar fi un minim de efort din partea românului să spună, domnule, aș vrea să merg la vot, domnul șef de la autoritatea electorală, vă rog să mă treceți acolo, eu cu buletinul ăsta, uite, am buletinul în regulă, pe data de voi avea buletinul în regulă, vreau să mă înscriu la vot. Vă rog să pregătiți buletinul de vot. Nu vin să-l iau, discutăm. E dreptul meu, ți-am cerut, mi l-ai tipărit. Lasă-l acolo. Aruncă-l la gunoi. Ar fi un pas înainte ăsta. Dar cum e acum, mulți de hârtie, mulți de pixuri, nebunia aia prin secții votare, vreo 5, 10, 15 reprezentanți ai partidelor, ăla, fiecare se urmărește pe celălalt să nu fure, să nu stampileze de aiurea. E la noi sălbăticii în materie de da, da, da. Și tu vrei să fie... No, nu, nu, nu avem cum să evoluăm la capitolul ăsta. Încă nu suntem pregătiți pentru civilizație, din punctul meu de vedere. Bun, de asta nu înseamnă că odată la 6 ani de zile tot ne întoarcem la vechile, la vechiul sistem cu votul pe liste. Nu știu, din punctul meu de vedere este o gafă monumentală. Ar fi trebuit perfecționat votul unui nominal. De ce nu de aplicat ce e în altă parte dacă nu suntem capabili să construim o lege? Dar întoarcerea la votul pe liste, din punctul meu de vedere, e o mare problemă. Un pas imens înapoi. Un pas imens înapoi. Pentru că în momentul ăla, și Cosmin o știe foarte bine, e vorba, cum ai spus și tu, de turmă. Nu mai contez. Sunt cei 5 parlamentari PSD, cei 5 parlamentari PNL, cei 100 de deputați, 100 de senatori, gata, s-a cam terminat joaca. Este un flăcău la București care spune, așa băieți, din spate, în colonarea. Hai, Suceava, lasă-ne că n-avem timp de glumițe. Ăsta înseamnă vot da, ăsta înseamnă vot nu. Și el nu mai face. Și gata, care cumva nu greșește acolo, îl ia după aia. Ce faci, prieteni? Fii tu vrei din asta? Ai surpriza că te reprezintă ceva pe care nu... De ce vă închipuiți, dragi colegi, că Suceava, deși eu a avut cât mulți parlamentari, vreo... Nu am mai avut 16 sau 17 parlamentari în actuala aproape 20, foarte puțin ne-a lipsit. Nu avem nici până în momentul de față, măcar așa cât o fărâmă de intenție a guvernului, și am avut guvernul SL, vorba aia atâta vreme, și USL era plin de parlamentarul SL, de să facă drumul expres de la Suceava, de la Siret, măcar până la ieșirea acolo la sensul ăla giratoriu către, de la Roman. Către Roman. De ce nu, bă, nici măcar atâta lucru? Nu se poate. Fiecare avea alte preocupări. Nu-i vezi, mă. Nu, da. În momentul în care vrei ceva. Să se discute despre drumul ăsta expres, tu trebuie să urli de autostradă, că atunci ei vin și spun las că-ți facem un expres, un drum expres. Nu, oameni buni. Deci nu așa trebuie procedat. Noi trebuie să fim legați la infrastructură, noi, ăștia din regiunea istorică Moldova, pentru că dacă nu, suntem condamnați la întuneric, sărăcie și ce mai vreți dumneavoastră. Mihai, aici deci... am punctat o chestie care mi se pare esențială. Faptul că niciodată oamenii ăștia care i-am ales să ne reprezinte nu s-au pus la oaltă, cap la cap, domnule, nu contează ce partid ești. Că ești PNL, PSD, ce ești, nu contează. Hai să facem toți, să susținem cu tărie chestia asta. Mergem acolo, facem... De când ne legăm de forțele Palatului Victoria... Acolo, nu plecăm până nu se întâmplă ceva, să mișcăm ceva. Ce știri ar fi fost, ce material și ce zumzeș și rumare. Toți parlamentarii de Suceava nu părăsesc până nu... Și ar fi putut face chestia asta foarte ușor. Dar nu se le era extrem de facil să facă. Dar nu. Că
Că, știi, drumul ăsta de la Siret până așa și drumul de la Vata Doni, nu circulă, parlamentarul opoziției nu circulă pe el, numai ce ai putere și invers, știi? Da. Sunt bizeni toată povestea asta și mai ciudat e că stăm de vorbă cu ei. Cum stau eu, cum stau și cum stau și Cosmin, păi stăm de vorbă cu ei. Doamne, și întrebi, nu ar fi frumos cu drumul ăsta? Băi, nu, master plan. Băi, nu se poate dacă ai ști. Studiul de trafic care ai făcut. Unde? Faci? La Washington au făcut studiul de trafic. Au făcut americanii studiul de trafic și nu-i bun pe aici, pe Moldova. Serios! Da. Dar nu se cade pentru că nu, că vin rușii foarte repede ajung în țară. Știi, ajung la... Am auzit și eu varianta asta. Bă, dar ce complică? De parcă rusul avea nevoie de... Dacă are de venit. Bă, dacă are de venit, vă spun eu, aterizează în München. Direct, nici nu mai merge pe autostradă. Da. Dar te-i tai gazele ca să fie treaba bună, să nu existe explozii prin zonă, să nu strice clădirile. Să nu miroase. Să nu strice clădirile că au de luat. Hai, nu, suntem atâta de copii la momentul ăsta, politicienii suceveni, că doar îți vine rău numai când îi auzi. Politicienii suceveni. Ce ați făcut, dragii moșului, pentru Suceava? Și într-adevăr, o să râdeți, dar sunt politicieni care s-au zbătut. Uite, un exemplu este aeroportul Suceava. Și știu câțiva politicieni din Suceava care s-au zbătut pentru el. Ăsta e și Bălan, ăsta e și Gheorghe Fluturi, e și Cătălin Chifor, dar nu era președinte. Au pus umărul ca să termine acest proiect, foarte important. Deci, aeroportul. Păi da, șoseaua de centură, parcă am căzut toți în genunchi și am băut toți din supa aia care se cheamă prostie nediluată. Bă, pe bun, eu încă n-am înțeles așa ceva. Mă uit acum, rememorez gafele fostului președinte Cătălin Chifor. Pe 18 noiembrie... Ai grijă ce spui să nu ne ia și emisiunea asta la cine? Domnule, eu vă zic ce s-a întâmplat. Tot dădea termene. Pe data de e gata centura. Trecea lumea. Am vorbit cu Ponta și ne-a promis că... Venea și Ponta. Ne-am zis că în data de... Și ne dădeam seama că data de aia numai nu se întâmplă să fie treaba asta. Pe cealaltă parte, PNL-ul. Aceeași poveste. A făcut nebunia aia de zid al moții care să mă fierte Dumnezeu. Dar n-a făcut-o PNL-ul, asta a făcut-o constructorul. Nu știu, domnule, imperioadarul s-a făcut. Da, bun, na, extraordinar. Dar la proiectantul. Să strângă și poloasele, numai aplauzele pentru chestia asta, da? Da. În perioada PNL-ului s-a întâmplat chestia aia, PDL-ul, de fapt, s-a întâmplat chestia aia. Domnule, fă cumva să termină odată, dacă tot ai început-o, leagă-te cumva de dânsa. Nu-i văd, pe bune. L-am văzut pe Gheorghe Fluturi, vrea să se iau de centură să se termine. Se bate pentru dânsa. Nu va fi gata în perioada de... Că nu va fi gata. Hai să fim cinstiți și corecți până la capăt. Dar nu văd nici pe aia de la PSD, nici pe aia de la PNL să zic, băi, gata, mă, opriți-vă, cum zicea și Cosmin. Hai odată împreună să facem un efort. Lasă-o, mă, hai să nu mai mâncăm pe problema asta niciun cuvânt. Băi, te rog frumos, oprești-o aici, o opresc aici. Suntem bărbați, suntem politicieni. Da, dar asta e greu să-i pui pe ăștia, mă, să facă. Dar nu e adevărat, Marius, trebuie făcută treaba asta. Eu sunt de acord. Dacă am fi noi, treaba era rezolvată. Băi, oameni buni, gata, mă, băi, dar n-ați făcut ou de aur. Nu, ați făcut o minune de o șosea, mă, oameni buni, cu un sens încolo și un sens încoace. Nici măcar nu e o șosea extraordinară. Cu două benzi pe sens. Băi, oameni buni, și așa se stau și își dau la picioare și se omoară și dă-i. Și vreau să-și zic, dar dumneavoastră ce ai făcut? Păi nu, că el e vinovat. Bun, vorba lui Cosmin, trebuie să cătăm țapul spășitor. Că a murit și țapul ăla, mă. S-a înviat altul, s-a fărat capra alți țapi. Hai, lasă-o naibă, hai să o terminăm odată, că e bine pentru toți, nu-i numai pe... Dar să plătească ceva. Băi, asta e politica la noi, te-ai apucat să faci ceva. Ho, sigur e o hoție. N-ai făcut ceva ăla pe la capăt? Doar ți-am zis că e o hoție, că nu-i mai ajunge. Și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și luptă. Avem... Scurt pe doi, dar avem alegeri la în cadrul partidului politicii. La 11, eu oricum stau cu ochii pe News Bucovina, sper că la 11, aveți infiltrat și neinfiltrat. Hai, mai încolo un pic, după ora 11. După ora 11. La 11 știu când începe, așa e anunțată, nu? Ce soartă vor avea uraniul românesc și mina de la Crucea? Resurse strategice, un articol interesant din Monitorul de Suceava de astăzi, scris de Dana Humoreanu și... pe care vi-l recomand din... Asta este genul de material care va umple ziarele de aici înainte. Despre ce vorbeam? Asta este genul de material care va umple ziarele de aici înainte. Ce soartă va... Asta este genul care povesteam. Analizele. Analizele și previziunile. Și povestea... Dom'le, hai să vedem ce soartă... Așa va arăta presa în foarte scurtă vreme. Pentru că știu despre ce e vorba, am văzut la televizor, știu pe toate site-urile, mă interesează, domnule, mergeți cu analiza mai departe. Nu vă opriți numai la am dau informații, că o am deja.
Da, așa, așa se va întâmpla cu presa. Și eu vă, deci, evident că... Păi, pe asta se spuneam, înprofundarea unui subiect. Da, până la exact, asta înseamnă la noi în presă. Nu poți, nu este doar titlul. Titlul nu spune nimic, ca după aceea urmează. Corect. De asemenea, uraniul de la Argestru și Crucea nu reprezintă niciun pericol, ne asigură Direcția de Sănătate Publică și Garda de Mediu. Cele două instituții s-au autosesizat și au început verificările, rezultatele de finale urmând a fi comunicate săptămâna viitoare. Da. Și n-au luat câte un vagon acasă, dacă tot nu-i pericol? Ca să-l aibă la cur. Băieții ăștia care au zis, nu? S-o, da? S-au să-i dus... să prindă becurile în casă fără... Da. Ce-ați făcut aici? De-aia nu se duc ei acolo. Ați văzut cu poza cu... Am văzut poza în ziar cu... Uite, da, nu-i radioactiv, stai așa. E, nu-i radioactiv, mai lasă-mă în durerea mea. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea. Ce iubiște? Deci uraniul ăla e o binecuvântare la Argestru. Ce să mai... E o binecuvântare. E pe ceea ce trebuie. Aoleu, domnilor, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mulțumim și noi, weekend frumos tuturor. Cu drag vă mai aștept alături de noi aici la Bucovina TV și în perioada următoare. Stimați respectatori, în mod special dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.